Bună ziua, bine ați venit la Doctorul Zilei. Sunt Claudiu Șerban și am invitat în studioul nostru pe doamna Julieta Cristescu, care este medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Bună ziua! Doamna doctor, bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și sper că și pentru telespectatori și cei care studiază pe sau internet. Sau telefonospectatori, că foarte mulți ne urmăresc pe smartphone-uri. Așa. Avem un subiect foarte generos astăzi. O să încercăm să-l atingem cât se poate de mult și să intrăm rapid în poveste, pentru că vorbim despre una dintre cele mai răspândite boli moderne, aș numi eu, diabetul. Da, este într-adevăr una. Cred că vorbesc în numele tuturor colegilor mei care susțin ideea că noi am putea vorbi despre o epidemie a diabetului zaharat în lume, în țară și în Europa. Dacă ne referim la România, aș spune că ne situăm printre țările care înregistrează în urma unor studii care au fost făcute în ultimii ani. Există chiar un studiu epidemiologic care a fost făcut de colegii noștri din țară și din București. Este studiul Predator, care a vrut să vadă exact cam care este situația epidemiei sau a numărului de pacienți cu diabet zaharat în și noi. Și câți români sunt? Și sunt aproape 2 milioane de români care au tulburări ale metabolismului glucidic, cu toate repercusiunile de care beneficiază, în ghilimele, această afecțiune. Asta înseamnă afecțiune. 10% din populație. Este un procent chiar îngrijorător. 10-11%, dacă suntem vreo 19 milioane acum, și după ultima statistică. Dacă noi ne gândim frumos că la fiecare pacient cu diabet, pe lângă el ar mai exista încă vreo 5-6 care nu se știu cu diabet zaharat, înseamnă că acest număr este suficient de mare. Ni se întâmplă de foarte multe ori, aproape nu există un eveniment la care să nu avem alături 1, 2, 3, 4, 5 pacienți care au sau au perspectiva de a face diabet. Dar ce e de fapt diabetul? Am putea să-l definim un pic pentru toată există lumea? Există o definiție. Că există o chestiune strict patologică, dar poate există și alte condiții, există, cum ați spus dumneavoastră. Există o definiție clară a OMS-ului, care spune foarte Organizația clar Mondială a Sănătății, a Sănătății, ca să fim care specifici. Spune foarte clar că este un grup de afecțiuni care au la bază o creștere a valorilor glicemiei, care se datorează unei insuficiente cantități de insulină în organismul propriu sau o sensibilitate la insulina proprie și chiar rezistență la insulina proprie și care generează o serie întreagă de complicații. Deci acest lucru este foarte important, că este un grup de afectare metabolică. Și aici vreau să specific foarte clar că primul care a vorbit de faptul că nu numai hiperglicemia, deci creșterea valorilor glicemice, este importantă în diagnostic, ci întregul metabolism glucidic, lipidic și proteidic. Deci, pentru prima cuvinte, dată a vorbit Paulescu despre acest lucru. Un român, deci iată, este la nivel foarte mondial important lucru pe care îl țin să-l specific. Greșesc dacă spun că asta nu este doar o boală, ci este o chestiune care afectează toate organele corpului? Hiperglicemia și această alterare a metabolismului general este cel care determină afectarea multor organe. Nu pot să spun a întregului organism, dar a multor organe. Și dacă iau doar la ideea că vasele sunt cele care de început suferă, oare nu mă pot gândi că aceste vase sunt răspândite în întreg organismul? Deci aici este vorba de o afectare inițială, dar care duce la niște complicații foarte Putem grave. Putem să enumerăm așa cam care n-aș sunt organele? N-aș vrea însă să speriem pacienții. Să nu-i speriem, dar totuși să-i facem să fie conștienți că există niște riscuri. Că în primul rând pacientul sau orice individ va avea în minte un singur lucru. Am diabet și sunt predispus la tot ce înseamnă rău.
noi venim să luptăm împotriva evoluției acestor valori de glicemie care pot să ducă la complicații cardiovasculare. Spune... Sunt un pic cu partea optimistă. Mă bucur pentru că așa și trebuie să ne menținem optimismul orice ar fi. O altă întrebare. Există, din câte știu, diabet de tip 1, diabet de tip 2. Care este diferența dintre aceste două boli? O să vin și o să spun că nu sunt numai aceste două tipuri de diabet. Da? Deci este diabetul de tip 1, care practic apare la o vârstă tânără, de la câteva luni, din păcate, și până la vârsta aproape de adultă, și la adulții tineri, care este de fapt o privare de insulină din organismul propriu, deci datorită faptului că este diminuată secreția sau chiar abolită secreția de insulină din pancreasul propriu. Deci aceasta este categoria mare a diabetului de tip 1. Apoi este diabetul de tip 2, care apare de obicei la vârsta adultă și poate apare pe parcursul evoluției până la adânci bătrâneți. Sunt foarte mulți pacienți care vin și spun: da, eu am niște rude cu diabet zahara, dar au apărut la vârsta de 80 de ani diabetul. Ei, și aceste elemente trebuie luate în considerație, că există această treabă. Deci ajung la ideea că patul genetic, partea genetică își spune cuvântul. Alături de aceste două există diabetul gestațional, care este foarte important de abordat corect, care apare pe parcursul gestației, și nu în ultimul rând sunt modificările glicemice care apar secundar unei anumite afecțiuni. Sunt sindroamele, sindroamele mari genetice cu o serie întreagă de rezultante ale modificării glicemice, și să nu uităm că sunt și cancerele de pancreas și alte afecțiuni îngrozitoare, din câte știu, urmarea unui tratament intensiv cu cortizon, care poate provoca un diabet secundar. Deci modificări ale glicemiei secundare. Am vorbit până acum de patru tipuri. Ei, în acest moment se vorbește și de subtipuri de diabet, dar nu este cazul acum să vorbim despre aceste chestiuni. Dacă nu suntem chiar la o chestiune științifică, suntem pentru publicul larg, și ați menționat genetica ca o cauză importantă, mai ales pentru diabetul de tip 1, care, iată, poate să apară chiar la copii, la noi nou-născuți. Din păcate. În ce măsură cauza este genetică și în ce măsură ea poate fi determinată de alți factori, precum ceea ce știm cu toții, stilul de viață, ceea ce mâncăm, să nu uităm, în diabetul de tip 1 există o modificare care determină oarecum moartea celulei beta-pancreatice, deci cea care eliberează secreția de insulină. Deci aici este o deteriorare a celulei și, drept urmare, cu alterarea secreției de insulină. Aceasta este partea genetică, care poate exista, dar poate fi determinată de factori de tipul infecțiilor virotice, care pot să acționeze asupra acestor celule și care determină, se numește apoptoză, moartea celulei beta-pancreatice. Și aceasta generează o autoimunitate, adică de la celula bolnavă se transmite rapid și se distrug și încet, încet și celelalte celule. Aceasta este caracteristică pentru o boală autoimună. Pentru celălalt tip de diabet, care este diabetul de tip 2, marea majoritate au insulină în pancreas, secretată de insulină. La nivelul normal, există un metabolism atât de complicat al insulinei. Insulina ce este, practic? Este cea care duce, eu obișnuiesc pacienților să le spun că este glucoza, ca să fie transportată la nivelul fiecarei celule din organism, este nevoie să o ducă cineva, și o duce și o deschide ușa să intre în celulă glucoza, să se metabolizeze și să elibereze energie. Practic, glucoza este desfăcută în bioxid de carbon și apă cu eliberarea de energie. Crește
celula. Crește, tot organismul are nevoie de energie. Deci dacă am înțeles eu bine, dacă îmi permite să fac o analogie și să o iau așa un pic de la început, insulina secretată de pancreas, de ăsta care este centrul care ne interesează pe noi, acest organ, chiar râd așa pentru că mi-amintesc de o reclamă celebră cu pancreasul, căruia îi se spunea Panky, era pe la televizor. O formulă simpatică de a prezenta un organ extrem de important. Deci această insulină secretată de pancreas poate fi, să zicem așa, caracterizată ca un trenuleț, da? Care duce glucoza și mai ales deschide peste ușa tot în organism, în toate celulele care, să spunem, cele au nevoie de această glucoză. Sunt celulele cerebrale, miocard, mușchi, ficat. Totul este un complex metabolic care este extrem de important. Dar defectul în diabetul de tip 2 este la o ușă care este mereu închisă, mai ales în condițiile în care există celule grase foarte răspândite. Și mai este încă ceva, există niște transportori care trebuie să traverseze un prag. Transportorii deci iată că n-are doar trenulețul, ci și niște chei speciale sigur, de la ușă, sigur, această sigur. Insulină. Dacă sunt defecte și acelea, ai destulă insulină, dar nu poți intra în celulă. Și glucoza se acumulează și apare hiperglicemia. Deci dacă ar fi să păstrăm analogia, la diabetul de tip 1 nu este destulă insulină din start, din condiția genetică a organismului și atunci nu sunt destule trenulețe care să transportă glucoza la celule. La diabetul de tip 2 și-au cam pierdut cheile unii dintre acești conducători de tren și atunci degeaba circulă pentru că nu pot intra. Și atunci a trebuit să suplimentăm noi, sau care este soluția? O soluție sunt medicamentele care intervin pe tot lanțul acesta și probabil că o să discutăm și despre acest lucru. Dar aici este foarte important să spunem așa, diabetul de tip 2 este insulinodependent. Pacientul și individul oricare ar exista în momentul în care se spune că are diabet zaharat tip 1, insulinodependent, interpretează acest cuvânt dependență ca și când ar fi dependență de drog, de altceva. Da, o nenorocire. Este foarte important să înțeleagă că, de exemplu, dacă e o analogie, o mașină nu poate să funcționeze fără benzină. Deci dacă nu ai insulină, trebuie să-i dai din afară. Dependența este, din acest punct de vedere, necesară pentru tratamentul diabetului zaharat. Deci iată că dacă nu-ți destui conductori din ăștia care au cheia de la celule, trebuie să le dăm noi sub formă de medicamente. Ceea ce nu e chiar o tragedie, spune, dar n-am ajuns încă acolo, da, vom vorbi mai târziu un pic. Mă bucur că ați spus, nu este o tragedie. O să vă și explic de ce spun asta, dar haideți să lămurim o altă chestiune. Mâncatul de dulciuri. Asta este o chestiune pe care o facem cu toții. Tuturor ne plac dulciurile, fiecare cunoaștem, fiecare nu. Mai mult sau mai puțin, o formulă sau alta, dar toată lumea are nevoie. Două aspecte. Sigur. Dulciurile în sine, deci zahărul, mierea de albină, zahărul propriu zis, nu este un determinant al diabetului zaharat. Determinantă este cantitatea ingerată față de care organismul nu are abilitatea suficientă de a transforma în energie. Și drept urmare, acest lucru duce la un impas în metabolismul corect. Deci, practic, noi nu recomandăm exclus orice aliment care are glucoză. Nu se poate așa ceva. Dar dacă depășești o anumită cantitate și organismul nu are posibilitatea de a metaboliza tot ceea ce îi dai, atunci sigur că pot să spun că dulciurile dăunează unui organism deja afectat de această afecțiune. Deci dacă ar fi să iar nuanțăm pentru pacientul, pentru individul care nu este cu diabet zaharat,
este bine să nu îi dai mai mult decât poate duce. E, aici vreau să ajung, ca să nuanțăm un pic ideea. Excesul dăunează, nu totdeauna. Ideea de a fi prezentă dulciurile. Iar al doilea aspect foarte important este faptul că dulcele este, atunci când ați spus dulciuri, înseamnă ciocolată, prăjitură, înghețată și așa mai departe, da? Dar poate toate însemna acest... și fructe, poate să... Asta este cu totul altceva, că acolo este o... Tot așa, este o limitare a anumitei cantități. Gândiți-vă că un suc este obținut, toată lumea vine și spune dimineața, beau un... Da, e natural, e, n-am nicio problemă. Gândiți-vă dacă faceți un suc natural din fructe, îl faceți din cel puțin 2 sau 3 portocale, da? Din 2 sau 3 portocale ați adunat tot ce înseamnă glucoză din fruct pentru 24 de ore. Da? Deci cantitatea pe care o dai și să nu uităm că organismul trebuie să metabolizeze într-un anumit timp. Deci orice efort al organismului te sancționează. Deci practic, dacă avem exemplul ăsta... Sucul de fructe este dăunător pentru că înseamnă foarte multă glucoză dintr-un timp foarte scurt, pe care organismul e forțat să o proceseze. Și dacă vorbim de suc de fructe, să ne gândim că sunt necesare și fibrele din fructul respectiv și mult, mult mai multe alte lucruri prin stoarcere. Lucrurile nu sunt chiar, sunt deja procesate oarecum. Este bine să se mănânce fructul fruct. Ca deci atare. Nu putem să punem semnul egal între fruct și derivatul suc, stors. Nu, nu, pentru că el conține mult mai multă glucoză dintr-o dată care o folosim, pe care o folosim la o masă. Am vorbit foarte mult că diabetul are diverse tipuri, am vorbit despre faptul că unii oameni au o condiționare genetică către diabet. Să luăm un exemplu. Cineva provine dintr-o familie care, în cadrul căreia sunt frecvente cazurile de diabet. Se poate păzi de această boală printr-un anumit stil de viață, să-i spunem, sănătos? Sigur, sigur. La această întrebare răspund afirmativ, cu certitudine. Sau, în general, nu e bine să avem chiar certitudini, dar oricum studiile au dovedit că este eficientă acțiunea noastră de a modifica ceva din stilul de viață la acei indivizi care au în familie. Aici aș putea să spun că există o apreciere a unui scor de risc pentru diabet sau unui scor de risc pentru complicațiile diabetului, deci una și alta. Categoric, un pacient care are în, sau un individ care are în familie un diabet de tip 1. Deci cel care apare la vârte fragede și este cel mai degrabă determinat deci de condiții genetice. Trebuie genetice. Să îl iei în considerație ca atare, dar și diabetul de tip 2 are această transmitere genetică și atunci dacă are 1, 2 mai mulți în familie, cu cât sunt mai mulți, cu atât riscul de a face diabet, cu siguranță, este mai mare. Dacă ne gândim că la acești indivizi ar putea să existe și un plus ponderal, care este dictat de gradul de obezitate, că există o modificare a tensiunii arteriale, de care aproape nici habar n-avea, de o modificare a colesterolului și trigliceridelor, dintr-o dată se adună mai mulți factori de risc și atunci scorul acesta te îndreaptă spre ceea ce ar trebui să faci ca să evaluezi acest individ și să influențezi, deci să ai o acțiune de prevenție. Prevenție dacă, primară. Dați-mi voie să vă întreb altfel. Dacă avem de-a face cu o situație în care nu este diabetul de tip 1, adică nu sunt familii în care au apărut aceste condiții la vârste foarte fragede, ci au apărut de-a lungul vieții, la vârste mai degrabă la adult sau în partea a doua a vieții. În ce măsură omul ăsta are un risc, dacă ar fi să dăm niște procente, în ce măsură procentele vin din riscul genetic și
în ce măsură acesta vine din stilul de viață. În diabetul Dacă am putea să facem o estimare. Da, în diabetul de tip 2, componenta genetică există, la care modificarea stilului de viață vine cu o pondere mult mai mare demonstra că acești indivizi pot să facă mai departe. De aceea, munca noastră, a medicilor în general, este de a evalua, de a pune un diagnostic corect a acestor factori de risc. Încă n-am spus de boală, numai a factorilor de risc. Și de a interveni asupra acestor factori de risc de care v-am vorbit. Tocmai aici vreau să ajung, să nu considerăm, sau asta înțeleg eu și dumneavoastră puteți să mă corectați dacă greșesc, să nu considerăm o condamnare faptul că avem cazuri de diabet în familie, ci mai degrabă doar o predispoziție cu care poate trebuie să luptăm atât mai mult. Foarte corect. Dar o putem echilibra, e în puterea noastră să o echilibrăm eliminând factorii de risc. Sigur. Pe care chiar aș vrea să vă rog să-i mai expuneți o dată ca să fie clar ce anume determină riscurile. Ați punctat foarte bine, mă bucur pentru treaba asta, pentru că am spus existența unui diabet de tip 1 în familie are considerat un punctaj mai mare pentru copil, adolescent, tânăr. Pentru diabetul de tip 2, existența unui, doi, trei membri de familie accentuează această predispoziție, da? Deci există un punctaj dat pentru acest grup de pacienți mai mare. Dacă există un singur membru de familie, este mai puțin, dar el există. Și apoi vin toți ceilalți factori de care v-am spus. Hipertensiune arterială este considerat factor de risc. Adică tensiunea mărită, să o spunem mai clar pe românește. Peste o anumită valoare. Colesterolul și trigliceridele care pot fi modificate și în grupul colesterolului vorbim și de un colesterol bun și rău pe care în general pacienții și indivizii l-au studiat, știu despre așa ceva. E adevărată chestia că există LDL și HDL și unul e bun, unul e rău? Sigur, adică HDL-ul este oarecum protectiv pentru pacienți în viitor, pentru pacienții care au un LDL mai scăzut. Deci acest mai crescut față de cât este normal. Limitele pentru aceste două valori sunt extrem de importante și cel mai important este pentru acel colesterol care se spune că este colesterolul rău. LDL-ul. Practic, de ce spunem HDL și LDL? Pentru că este high density lipoprotein, high, deci înalte, care sunt mai mari particule și care nu se depun așa foarte bine în structura vaselor, și low density, care sunt fascicole mici, dar prăpăstioase, adică fac rău. Și atunci sigur că există aceste elemente. Ele nu pot fi luate decât în considerație împreună. Dacă la acestea se mai adaugă și faptul că a fost fumător sau este fumător, să nu se amăgească fumătorii că au stopat în urmă cu 5, cu 10, cu 20 de ani, fumatul a fost un element de risc pentru ei, pentru, în general, pentru toată viața. Și să nu uităm de indicele de masă corporală. Cu cât talia abdominală la femei și la bărbați este mai mare, cu atât înseamnă că s-a depus mai multă grăsime pe interior și revin la ideea că insulina acționează rău în prezența unui țesut adipos, a unui țesut grăsos. Bate la o ușă destul de închisă și acolo apare insulinorezistența. Ce ne spuneți despre alcool? Că în factorii de risc ați menționat fumatul, m-am speriat deja eu că a fost fumător. Ce bine că mi-ați amintit de alcool. Sunt deja un pic îngrijorat. Ce putem spune despre alcool? Alcoolul este unul dintre elementele importante în factorii de risc. Pentru diabet, dar și pentru obezitate și de acolo încolo este o determinare reciprocă. Noi știam că alcoolul face rol la ficat. Se pare că și pancreasul ar fi afectat. Ce face ficatul acela? Acolo se produc toate metabolismele intermediare. Este firesc
ca alcoolul să determine o degradare și a celulelor hepatice. Încărcarea mare cu lipide, cu grăsimi la nivelul ficatului, este un generator de insulinorezistență. Deci asta este un lucru dovedit deja. Alcoolul aduce un aport caloric care nu este utilizat de către organism, apoi determină, e foarte bine muncitorul când vine de la lucru, așa, bea un păhărel de alcool, îi dă o oarecare revigorare, revigorare, să-i spun, nu chiar euforie, că acolo îi trebuie cantități mari. Și crește pofta de mâncare. Deci efectul negativ dintr-o dată se poate acumula de-a lungul timpului. Am poftă de mâncare, am venit și seara și masa pe care eu ar fi trebuit să o distribui pe întreaga zi, o să o am foarte mare seara după ce am lucrat la birou nu știu cât timp. Deci iată că am vorbit ceva foarte interesant și că vreau să aduc asta în discuție, nutriția în general, pentru că e o cauză importantă în subiectul nostru de astăzi. Și iată că ați spus ceva foarte interesant, că această cantitate de mâncare, deci numărul de calorii de care avem nevoie, poate nu e bine să fie consumat o singură dată într-o zi, ci trebuie distribuit pe toată durata zilei și în niciun caz nu seara, înțeleg eu de la dumneavoastră. Deci tot ce înseamnă compoziția calorică a unei alimentații corecte în cursul zilei ar trebui să fie repartizată în cele trei mese. Dar ponderea în hidrați de carbon, în mod special, să fie în cursul dimineții și prânzului și mai mult seara la un prânz, la o masă care ar însemna porții de legume, zarzavaturi, legume, la care se poate adăuga o porție de proteine care poate fi din carne, ou, brânză și așa mai departe. Deci, în general, în prima parte a zilei avem activități, deci avem nevoie de combustibil, care este furnizat. Nu ne ferim de carbohidrați. Este cel mai important un mic dejun luat în liniște și nu abandonat. Deci, atenție, foarte mulți tineri care vin nu iau micul dejun, nu îmi place și nu pot. Nu există pentru mine, nu pot să-i spun, nu poți. Deci nu se poate. Aceasta intră într-o alimentație corectă. Drept urmare, masă de dimineață, masă de prânz și o cină frugală, care să fie alcătuită mai mult din legume și eventual și fructele ar trebui repartizate pe parcursul zilei până seara. Iată, mă bucur că ați adus în discuția asta, nici nu mă gândeam, dar adică nu mi-am prevăzut întrebările astea, e foarte important. Fructele. Există niște discuții, cum ar trebui ele consumate? Înainte de masă, după masă, între mese? Cum ați recomandat dumneavoastră? Eu aș recomanda ca fructele să fie folosite în trei mese, între micul dejun, masa de prânz. Să fie la o distanță de anumit timp de la masă. De ce? Lumea spune nu mânca fructele imediat după mâncare. Este logic, pentru că există niște procese de digestie. Procesele de digestie înseamnă inclusiv la fructe care aduse după ce ai mâncat, mâncare care conține glucide și lipide și proteine, acelea sunt procesate mai greu de stomac. Dacă vin și glucidele din fructe, acestea deja se procesează la nivelul stomacului, ceea ce n-ar fi bine. Ar trebui să fie mai jos puțin și să nu provoace o fermentație atât de rapidă. Pentru că, în general, generează o stare de supraplin cu o stare de balonare, de o stare de disconfort digestiv, care poate nu este foarte bine și se instalează și acel consum foarte rapid al glucozei și atunci nu avem cum să ne folosim exact de ceea ce v-am spus anterior, să nu dăm o cantitate mare de glucide
pentru a avea posibilitatea organismul să proceseze foarte mult. Și insulina, deci, asta să aibă timp să timp ducă către gelul, da, celule. Deci am spus între mese, un fruct la ora 10-11 dimineața, un fruct la ora 3-4 după amiază și în rest cina care să fie foarte redusă din punct de vedere cantitativ în ceea ce privește hidrații de carbon, lipidele în mod special și să nu uităm că masa de prânz este cea care ne dă senzația de sațietate cea mai mare și seara nu avem nevoie de aceasta. Organismul este supus tot timpul unui asalt de mâncare. Gândiți-vă că până seara, inclusiv la televizor, se mai ciugulește câte ceva, se mai mănâncă câte ceva și organismul are nevoie, stomacul are nevoie de o relaxare de cel puțin 8-10 ore. Gândiți-vă că așa se spune, determin glicemia a jen pe nemâncate. Păi nemâncate de la ce oră e? Înainte de micul dejun. Înainte de micul dejun, dar ce dar cât pauză, a durat de cât când am ajunat, cât am ajunat, aceea este glicemia a jen, cât am ajunat. Nu se mai spune glicemia a jen, ci se numește glicemie bazală, cea de la care pornește de dimineață. Corect? Așa este. Deci mă bucur că am lămurit povestea cu fructele, deci niciun caz pe post de desert la masa de prânz. Pentru că este nu e... mai bine să fie... Să fie după un anumit timp, o oră, două, cât ați recomandat? Dacă la o oră, două. Dar mai este încă ceva, există și posibilitatea de a limita această cantitate de fruct. Deci să nu vreau să mănânc și... Nici cu astea nu abuzăm. Nu, și mai ales expresie foarte des întâlnită, nu mănânc aproape nimic și nici la masa de prânz nimic, dar am mâncat în fiecare zi numai fructe să slăbesc. Nu este o soluție, este chiar dăunător pentru organism, așa cum v-am specificat. Deci, în afară de faptul că încurajăm diabetul, mai încurajăm și îngrășarea cu atâta zahăr. E foarte important să nu îngrășăm. Pentru omul sănătos, am stabilit niște chestiuni clare care țin de stilul de viață, care ar ține diabetul la distanță. Care sunt primele simptome că am putea să suferim de diabet, pe de-o parte? Pe de altă parte, la ce interval ați recomandat dumneavoastră control medical și ce anume trebuie controlat? În diabetul de tip 1 aș putea să spun că este mai ușor, tot în ghilimele, pentru noi, pentru că el debutează foarte brutal. Uneori, de multe ori, cu comă cetoacidozică, deci cu comă diabetică care este... destul de severă și care s-a exprimat în urmă cu o lună, două, cinci, cu, prin semnele de hiperglicemie, adică prin sete foarte intensă. Să nu confundăm setea din timpul verii cu setea care este generată de o asemenea afectare. Apoi e datorită faptului că se ingeră foarte multă cantitate de lichid. Urinatul este foarte frecvent, deci o poliurie care înseamnă nu numai apa pe care am consumat-o, dar glucoza antrenează o mare parte din apă, din organism și creează senzația de sete. Deci sunt dependente una de cealaltă. Și o poftă de mâncare care este exagerată, dar pacientul slăbește. Astea sunt semnele caracteristice pe care multă lume deja le cunoaște, au fost sensibilitate asupra de-a lungul timpului. Ceilalți din categoria diabetului de tip 2, aici lucrurile sunt mai dificile pentru că hiperglicemia se instalează insidios oarecum, și fie că o determin accidental, întâmplător, și nu întâmplător, au fost dispuse atunci controlele periodice ale indivizilor de o anumită vârstă și acum sunt incluse într-un program de prevenție, deci se dezvoltă mai insidios și atunci când deja ajung la niște valori mari, apare tot același lucru. Mănâncă mult,
se îngrașă, sunt oameni obeși deja și setea și poliuria sunt la fel, deci, semne la urmă, care doi... debutează, dar atunci deja este destul de târziu. Aș vrea să mai îmi spuneți altceva. În primul rând să punctăm acești doi factori, deci setea asta exagerată care apare tot timpul și senzația asta des de a ne duce la baie pentru a urina. Astea și mai ales în cursul nopții. Și sunt semnale clare că ar putea să fie ceva în neregulă. Nu mi-ați spus însă cât de des ar trebui să facem controle. Există condiționare în funcție de vârsta pacientului. Deci până la 45 de ani este normal să fie investigat cel puțin o dată la 2-3 ani, pacientul să-și facă, adică individul să-și facă examinările toate care sunt incluse într-un pachet minimal. Există aceasta decontate de Casa Națională de Asigurări și care pot fi făcute și cred că este important să fie făcute cu responsabilitate. Inclusiv asigurările private includ aceste examinări periodice. Apoi, după 45 de ani, între 45 și 55 de ani, acolo deja la un an este bine să-ți faci acest control al parametrilor biologici. Peste 55 de ani, atunci este obligatoriu să faci acest pachet minimal și să începi să-ți depistezi și celelalte posibilități de a adăuga factorii de risc cardiovascular. Adică și un colesterol care să îl evaluezi tu foarte corect, o tensiune arterială pe care să o urmărești, sigur, și la controlele care sunt făcute la 3 ani. Așa. Iar pacienții cu diabet au o periodicitate impusă de ghidurile de tratament care spun că cel puțin pentru pacientul de tip 1 care își face automonitorizare aproape permanent, pentru că sunt discutate aceste lucruri, adică insulinoterapia aproape nu se poate face fără automonitorizare, o evaluare la un an de la depistare a tuturor factorilor, un fund de ochi, o electrocardiogramă, parametrii de coagulare, parametrii de colesterol, trigliceride, toate acestea sunt la pachet pentru evaluarea pacientului cu diabet de tip 1. La ceilalți intervin și alte lucruri care sunt foarte obligatoriu de a evalua starea ficatului, starea rinichiului, starea cordului, starea patului vascular, care toate contribuie la apariția complicațiilor cardiovasculare. Iată că mi-ați destăinuit până la urmă unde pot apărea complicațiile cauzate de diabet și am avansat un pic cu discuția către stadiul bolii propriu-zise. N-aș vrea să ajungem la bolnavul de diabet fără să discutăm despre o anumită condiție care se numește stadiul de prediabet. Ce presupune acesta? Foarte bine că ați punctat acest lucru și îmi pare bine că putem discuta despre această treabă. Este un lucru care la această oră nu este practic o entitate clinică prediabetul acesta și nu orice prediabet este predispoziție pentru un diabet, dar ponderea lui în a genera diabetul este în mod cert dovedită. Tot ce înseamnă diabet zaharat este așa, o glicemie care este de dimineață mai mare sau egală cu 126 în ghidurile terapeutice. O glicemie determinată la testul de toleranță la glucoză la 2 ore după peste 180 și o hemoglobină glicată, care ce înseamnă? E bine să o punctez acum. Hemoglobina glicată este o evaluare retroactivă a cum a evoluat valorile glicemice în decurs de cel puțin 3 luni. Este un element care este inclus în ghidul terapeutic pentru pacientul cu diabet și de evaluare. Deci, aceste hemoglobina glicată să nu fie mai mare de 6,5. Deci,
Acestea sunt condițiile care dau diagnosticul sau hemoglobina pentru diabet mai mare de 6,5. La prediabet, toate acele valori care sunt crescute, dar nu îndeplinesc criteriile pentru un diagnostic deci de diabet. Deci sunt borderline, cum se borderline, mai spune. Sunt la da. Nivelul sub de sus, 100, dar fără să depășim. Sub 6,4, sub 180. Deci astea toate sunt valori care sunt sub limita normală a celui care dictează, acelor parametri care dictează diagnosticul de diabet. Deci am putea să spunem că în urma screeningului pe care îl facem, al analizelor, sigur, nu suntem în stadiu de diabet, nu avem valorile crescute peste limite, dar sunt suspect de aproape de limitele superioare. Am un factor de risc pentru a dezvolta. Deci trebuie să ne punem problema că sigur, riscul există la momentul la acestea, ăla. Dacă se adaugă și modificări ale lipidelor și modificările tensiunii arteriale, sunt deja, se adună acei factori de risc pe care i-am enumerat ca punctaj și care dezvoltă pentru viitor boala de diabet zaharat cu complicațiile pe care le are. Haideți să ajungem și la bolnav și aici... Aici mai vă întreb o secundă că este vorba de ceea ce înseamnă acel sindrom metabolic. Lumea deja a început să perceapă această noțiune de sindrom metabolic. Sindromul metabolic este cel care întrunește prezența unor modificări ale valorilor de glicemii, ale taliei abdominale, chiar de la noi a pornit ideea de talia hipertensivă, care este un factor de risc pentru tensiune, dar și pentru diabet, supraponderea la pacienții, la indivizii care au peste 25 BMI-ul, acela indice, de masă, indice de masă corporală, și dacă mai este și fumător, atunci toate acestea adunate grămadă impun prezentarea la medic, care va trebui să conducă tot ce înseamnă modificarea stilului de viață de acum înainte pentru a preîntâmpina și pentru a preîntâmpina complicațiile. Haideți să vorbim despre bolnav și aici nu voi intra atât de mult în amănunte medicale pentru că presupunem că toți cei care cunosc faptul că sunt bolnavi se află deja sub îndrumarea unui medic. Aș vrea să mă întreb însă pentru oamenii ăștia, în ce măsură trebuie să fie ei speriați sau îngrijorați de perspectiva negativă, de complicații care pot apărea în urma diabetului, mai ales că apare o chestiune umană de tipul... Am mâncat o prăjitură. Sigur, știu că n-aveam voie, dar mi-a fost poftă. Lucrurile sunt puțin mai complexe pentru că orice pacient cu diabet când vine, stăm de vorbă cu el asupra a ceea ce are de voie de mâncat și ceea ce nu. Noi nu suntem obișnuiți să spunem se interzice asta și asta, ci tocmai ceea ce discutam noi mai înainte, explicăm de ce nu aveți voie acest lucru și pacientul va trece prin gândirea proprie și va spune, da, mi-a explicat domnul doctor, doamna doctor, de ce nu am voie să depășesc cantitatea de dulciuri, de grăsim și așa mai departe. Deci aceasta face parte din terapie nutrițională, propriu zis. În cadrul acestui curs pe care îl facem aproape cu pacienții, învățăm și cum să se descurce în condițiile în care astăzi sunt invitat la o masă la un restaurant și am ambianța de așa natură încât nu pot să refuz această prăjiturică pe care mi-a oferit-o. Atunci pot să acționez în felul următor. Deci poate fi compensată cumva. Compensată și compensarea rezultă din modificarea pentru, prin intensificarea, de exemplu, după o masă mai copioasă a exercițiului fizic, de alergat un pic sau de mers pe jos, că este cel mai ieftin și nu contează la buzunar, nu accesează buzunarul pacientului,
sau reduce la o masă ulterioară aportul de glucide și carbohidrați și de grăsimi și celelalte care sunt carburanții propriu-zis. Deci ați mâncat o prăjitură, următoarea masă reduceți carbohidrații radical. Pentru cei care sunt, mai ales pentru tinerii cu insulinoterapie, în acest moment lucrurile au mers destul de frumos înainte prin modalitatea de ajustare cu diferite tipuri de insulină care pot să compenseze și copilul mic și copilul mai mare nu este chiar frustrat de la așa ceva, dar există și oferta generoasă a produselor care sunt mai dietetice și cu aportul lor putem să spunem și tocmai să pregătim pacientul cu diabet insulinodependent că nu este o tragedie în momentul în care s-a îmbolnăvit de această afecțiune. Despre acest pacient vreau să vorbesc. Puteți să ne spuneți, ei au de obicei o schemă, câte unități de insulină fac dimineața, câte fac seara, există o schemă prescrisă de doctor. Ei pot să-și ajusteze singuri nivelul de insulină în funcție și de activitatea fizică pe care o au sau de cât de mult mănâncă în ziua respectivă? Sigur, pentru tineri acest lucru, toate aceste învățături sunt făcute în cadrul unui program special de educație, în așa fel încât să-și poată desfășura copilul și tânărul orice fel de activitate, inclusiv activitatea fizică intensivă, pe care poate să o compenseze. Acestea fac parte dintr-un program de educație și ne cere prea mult timp să vorbim despre acest lucru. Este foarte clar că copilul și adultul tânăr este învățat să-și ajusteze tot ce înseamnă adaptarea la un stil de viață propriu vârstei lui. Deci să nu fie oprit de la aceste activități. Iar cel trecut de o anumită vârstă? Cel de anumită vârstă trebuie să învețe că insulina acționează în funcție de tipul de insulină. Deci pentru marea majoritate a pacienților diabetici de tip 2, care la un moment dat au epuizat resursele datorită acelei perioade de insulinorezistență foarte mare și la care este nevoie de un aport de insulină din afară, și la care fie că se dă insulină bazală care să meargă 24 de ore și acolo nu poți ajusta atât de bine dozele de insulină ca să poată să rezolve și problema unor greșeli mari alimentare. Aici cerem o corectitudine în alimentație și în activitatea de zi cu zi. Dacă va ajunge la un necesar atât de mare și glicemia este nevoită să fie o scăzută cu doze mici de insulină care acționează rapid, aici iarăși este nevoie de o educație specifică. Deci răspunsul ar fi, se poate ajusta într-o anumită măsură, dar doar cu o educație specifică. Sigur. Și asta o face medicul și asistenta de educație prin programe foarte clare. Am ajuns la finalul discuției noastre. Mulțumesc foarte mult, dragii noștri. A fost doamna dr. Julieta Cristescu, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Eu am o singură concluzie de formulat la final. Nu confundați diabetul cu o condamnare, pentru că stă în puterea dumneavoastră, stă în puterea noastră să putem să ne ferim de această boală modernă cu incidență extrem de mare. Acesta a fost doctorul zilei. Vă dau întâlnire și în ediția viitoare. La revedere!